G2A, jocuri ieftine! Bun venit pe Underground România, asta este pentru toți cei care nu știu încă pe ce server mă joc eu, GTA Real Life. Salut și bine revenit la un nou episod de GTA Real Life, pentru că tocmai am zis acum câteva secunde și ce am zis rămâne valabil. Păi, au avut loc o grămadă de schimbări la serverul pe care mă joc eu, GTA, și nu mai am mașina mea șmecheră, dude! Închiriază Audi Q8? Nu ai suficient? Cum adică? Am în bancă 500 de mii, cum adică nu am suficient? Stai, cât costa? Cam la mine și 9500, stai așa o secundă. 25 de mii, 10 minute? Ce? Păi băi, de bani ăia cumpăr probabil un sfert de Audi Q8, adică nu știu exact cât e prețul, dar... Ok, și ce va trebui să furăm o mașină de... Așa, du-te, nici măcar nu-ți voiam mașina. Va trebui să furăm o mașină de pe stradă dacă vrem să mergem să ne cumpărăm o nouă mașină. Bă, poate găsim aici o mașină de salvare. Am cea mai bună idee. O fur pe asta și pornesc siren. Oh, am crezut că e player. Ok, mă scuzați, mașina asta se confiscă, FBI-ul. Ce? Nu mai vorbi urât, suntem family friendly aici, dude. Nu uita să lași un like acestui minunat episod de GTA Real Life, dacă mai vrei episoade, că n-am mai făcut de foarte mult timp și ar trebui să mă mai joc și eu, frate, pentru că nu am altceva mai bun de făcut decât să mă joc Minecraft, ce e drept. Bo, stai, cum pornesc astea, mă? Este bug, dude, asta nu are... Este țeapă! Am crezut... Eu, inteligent, am crezut că vezi tu, o să pornesc astea, sirenele, și merg prin oraș și toată lumea o să dea din calea mea, dar nu e nimeni pe acelea. Unde sunt? Uite, mașini. Un Audi? Audi-ul meu. Mașina asta era aici când am găsit-o. Vă rog frumos să vă dați jos din mașină. Era lăsată pe stradă. Prietene, să nu te atingi de mașină. De cam... Cu fața către mașină. Ai mânuțele sus. Băi, cum... Așa. Dude, like... Ăștia sunt nesimțiți. Oh my god! A fost o capcană. E un Rozalescu? Da, ăsta sunt eu. A fost o capcană, dude! Am un mandat pe dumneavoastră, ați făcut ceva extrem de grav. Dar era ușa deschisă, domnul. Nu de asta, domnul. Ați făcut ceva anterior extrem de grav. Vă rog frumos să ne asistați. Mamă, cu minte bulangiu ăsta. Deci eu am intrat pe server astăzi de când s-a... Veniți după mine să vă deschid portiera. Oh my god. De când are, mă, poliția X5-uri? Intrați acolo, vă rog. Ok, stai așa. Cum fac? Ah, perfect. Deci asta e cea mai mare capcană în care am călcat de... M-am urcat în Audi și gata. Oh, poate am furat asta de salvare, probabil că n-ai voie să furi echipamente de... am făcut ceva grav? What the fuck? Sunt și blocade pe liniște, stradă! Liniște, veți vedea. Oh, liniște! Mamă, ce bulangiu! Bă, da, au jante nașpa pe X5-urile astea, adică să fim serioși, uite și tu. Direct la... Jur că mă oftic dacă mă bagă ăștia la pârnaie din primele 5 minute de când am intrat de pe server și am intrat doar într-un Audi care era lăsat pe stradă. Mă rog, și am furat aia de... După noi. Am furat aia de salvare, ce e drept, dar repet, aia nu... N-aveau, mă, de un să... Oh, poate deja de acolo a fost capcana. Poate mașina aia de salvare lăsată acolo și a fost de fapt aia capcana. Bă, pot să merg mai repede, așa, trebuie să sar. Trebuie să-l ajung. Ușor cu... Aoleu, da, chiar... Așa cu pe scări. De... Ce-i cu ăștia, acile? Ăștia sunt playeri? Vă rog frumos să intrați în rând cu deținuții. Ăștia sunt playeri? Că gen, au altfel de... Ok. Bun. Domnule de la SWAT, toată lumea e pregătită? Sunt toți? Trebuie, nu mișcă nimeni. Da, sunt toți. Bun. M-am Putem mișcat. Pleca. Oh, fuck. După mine în șir indian, vă rog. Șir indian? What the fuck? Haide, mișcați-vă! Oh my... Șir indian, auzi? Stai că eu nu știu cum e ăla, cum adică... Băi, băieți, șir indian, ce e acolo în față? Nu, câte doi ca la grădiniță, mă? Doamnelor! Uite! Stai din gură, să n-au niciun zgomot! Oh my god! Dude, ce rău e ăsta cu noi, dar eu n-am făcut nimic! Ăștia deja sunt costumați!
Iar ăla din față se teleportează. Mai repede. Uite-te la ăla. Băi, șirindian, nu câte doi. Mergem în excursie, dude. Mergem în excursie. Ăla din față. Dude, merge. Oh my god, eram cu. Nu că mai vorbești. Eram curios că gen mergem cu. Mamă, ce mașină de. Ăla e Mustang de poliție. O să-l fur în episodul de data viitoare, fur Mustangul de poliție. Ușurel, domnișoarelor. Hai mă, urcă. O să bloca ăsta. Hai, bă. M-au zis că ai vorbit? Hai că mă urc eu. Așa. Ui, m-am urcat. Hai, okay. Urcă. Mai repede, doamnelor. Mă, dar cu ce autobuz? Dar unde ne mergem, frate, cu autobuzul ăsta? Mustangul ăla de poliție, da. Pentru data viitoare, nu știu cum fac, dar-l fur. Și dacă o să se oftice polițaie, e bine, o să mă bage la pușcărie și aia e, dar... Tu da, cât de mult sunt? De ce sunt toți costumați așa? Eu sunt la costum... Uite-te la mine ce om classy sunt. Da, stai așa dacă pot să... Nu pot să mă uit mai de aproape. Îmi lipsește barba. Am vrut să mă duc să-mi fac și barba. Pentru că aveam caracterul default, dar am zis că până mă duc la bărbier și poate îmi faci o barbă nașpa, am zis că mai bine lasă doar părul roz în cap și o să-mi crească și barba. Ce faceți, doamnelor? Ah, firar, voiam să... Vă place excursia până acolo? Bă, dar voi pentru ce sunteți aici? Ce-a făcut pentru... ala? Mamă, se șoptește acolo în față? Băi, liniște acolo. Am mai furat o inimă, am mai tăiat un picior. Aulă. E, l-a furat inimă, pot să zic că și eu sunt vinovat. Oh my god! Vă aud în față? Poate vrei să te dau jos. Băi, eu chiar vreau jos, adică... What the fuck? Prietene, vezi că ce-ați făcut voi e o nimica toată. Vă zic eu că... Zic eu că în închisoare... Aulă. Voi aveți... Cum adică, aulă? Mă tați, mă! Te-am lăsat să vorbești? Șoptiți-mă mai încet. Am 25 de ani de pușcărie din cauza că am dus femeii la produs. Aoleu! 7 ani de pușcărie. El are 7 ani! Bă, și așa de mic și îl bagă la pușcărie. Bă, ia gata cu băi șeful, poate vrei să dau jos. Dar ce-ți mai înce, mă? Îl vezi pe ăla cu duba din față? Aoleu. Vezi că băiatul meu știe doar să dea, atâta știe. Aoleu! Nu, gata, șef. Poate vrei să mă opresc. Așa ziceam și eu. Ei, deschisă ușa, ai văzut? Bă, da, nu calcă și ăștia mai tare, nu de alta, dar ajungem unde trebuie să ajungem, cred că, la primăvară. Plus că suntem pe autostradă, adică e destul de mult de mers. Pentru ce a fost închis domnul Rozalescu? Păi ar trebui să știe. M-am urcat într-un Audi și am furat o mașină de salvare. Lăsați Audi-ul, asta nu... Bun, dar aia de salvare era deschisă acolo, lăsată. Da, da, da. Aha. Și paramedicii aia din mijlocul străzii, ce zic? Nu știu, am văzut doar unul care se juca pe telefon. Și nu era atent, nu știu ce să zic. Aha, și ce v-ați gândit? Că poate merge o fentă, nu? Păi am vrut să sun la Uber, dar... Sunt cam chitră așa, am vrut să... Dar le-o dădeam înapoi după. Da, 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 chitrosule, stai liniștit că nu mai faci cu bani nimic în închisoare. Uite, accident. A, nu? Ia liniște, toată lumea. Ce accident în față? Ocolește-i! Ocolește-i, ce-i atât de... Mamă! Stai o secundă, ce mașină are ăla? Toată lumea, liniște, nu se mișcă nimeni din autocar. Ce se întâmplă? Puteți să... What the fuck? Afară, mă, e frică. Afară. Mă, mi-e frică. Uite, de asta nu te oprești la accidente pe stradă dacă te jefuiește cineva, ha? Mamă, eu sunt legal, am coborât și eu. Bă, dar coborâm și noi sau gen noi stă... Stai mă puțin. A coborât și ăla. Bă, genunchii. Aoleu. Bă, coborâm și noi? Da. Ăștia coborâ, hai că coborâ și eu. Dacă pot, dar nu pot! Este bug, dude!
Da, da. Am reușit, am reușit, așa, așa. Stai să iau cheia de la ăsta să mă deschid. În genunchi, băi, ăsta. Și tu, și tu, șerifule. Băi, eu vreau să văd ce mașină e aia. Că arată mișto de la distanță. Dar ce se întâmplă aici, domnule? Mi-e frică, mi-e frică. Polițaiul din spate, ci că mi-e frică, mi-e frică. Mamă, ce polițai ești. Am scăpat de 10 ani, este. Mamă, sunt capuri un pește liber. Ha, capuri proști. Mamă, capuri proști. Capuri proști. Da, băi, sper să muriți. Asta cu părul alb. Păr alb. Asta cu părul alb. Ai noroc de data asta. Oh, stai că m-ai eliberat și pe mine. Nice. Hai, vino cu face. Vino cu mine. Hai cu mine, sunt aici. Păi da, putem să mergem tot cu autocarul, nu? Hai cu mine. Fugiți, fugiți pe dealuri, fugiți pe dealuri. Pe dealuri? Fugiți, bă! Tu stai, tu stai. Nu pe acolo, haideți, haideți, haideți. Stai, 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 după domnul. Hai, vino, urmează-mă, hai, hai, hai. Ah, what the fuck? Bă, stai, Gogule, puțin, stai puțin, Gogule, nu trage, stai puțin. Oh my... Hai să luăm una de poliție. E o neînțelegere. Hai să împrumutăm una de poliție, mă. Bă, stai puțin, stai, hai să discutăm. Băi, băieți. Băi, tu cu bărmoc. Nu avem timp de discuții. De ce nu mai vorbește arom? Este roz. O să plătit. Daltonist, auzi la el, părul mov. De fapt, ce s-ar putea să fie? S-ar putea să fie mov. Mă, da, ce rapid e hammer-ul ăsta, bă, ești nebun? Bă, da. Tocmai v-am salvat viața. Apoi nu, că nu cred că îmi făceau nimic în pușcărie. Plus că m-au luat pentru nimica, mă, că ci că vezi că am furat nu știu ce mașină, dar era acolo cu ușa deschisă. Sunt sigur că au plantat-o. Au plantat-o. Ei, da, că așa se lucrează la noi. Ah, așa se lucrează cu plantări, cu de-astea. Cam așa. Bă, dar lasă că... În orice caz, nu vă era bine acolo dacă... Lasă că îmi iau eu revanșa, frate. Deci am zis că data viitoare, când o mai... veni în orașul ăsta, dacă nu, le fur mustangul de poliție, că am văzut ca unul și mie îmi plac mustangurile, știi? Să vezi ce elicoptere au. Au elicoptere? Să vezi numai. Un din ăla trebuie să pui mâna pe el. Oh. Ha. Thinking asta emoji. Bine că ai avut noroc de data asta. Au elicoptere? Păi da, să vede că în orașul ăsta nu poți să împrumuți nici măcar o mașină, mă, de salvare. Au încercat să mă înșeneze, să-mi zică că, ci că vezi că erau niște paramedici morți undeva pe unde. Eu nu știu nimic de aia. Astea-s vrăjeri să te închidă. Da, păi știam. Păi toți aia care erau acolo așa erau pentru nimic. Cred că luați oricum. Și au zis că hai okay, că... Mai sunt și criminali în oraș. Păi da, da. Plus că o fi zis că hai să-l acostăm pe ăsta, îi lăsăm o capcană ca să umplem autocarul când plecăm, că ăia deja erau acolo și-a strânși. Deci i-au strâns și au zis hai să mai băgăm încă unul, să nu mergem pe, știi, în gol cu autocarul. Știu eu un băiat unde să vă schimbați identitatea. La primărie nu merge? Păi merge, dar aici trebuie să ai pile ca să poți să schimbi. Aha. Haideți repede. E cu pile, e cu de-astea. Bă, trebuie să mă angajez și eu ca ceva. Că au băgat, mi se pare că joburi noi, știi? Dar nu știu exact ca ce. Hai, bă, deschide ușa că noi suntem. Deschide ușa. Eu intru oricum, să știi. Schimbare buletin. La ăsta Dacilea? Domnul. Domnul, schimbați buletinul la băiatul că plătesc eu. Are nevoie neapărat, vrea să... Bă, uite ce raft mișto, frate! Problemă de bani. E ca ăla din spatele meu, îl vezi? Gata, domnule. Mamă, ce mișto, ok, stai. Ei dați datele acolo cu vreți. Ok, o să mă cheme... Claudiu Rozalescu. O să-mi păstrez numele de familie și vârsta, știi? Gata, mi-am schimbat numele. Nu, cred că o să mă mai știe ăștia de acum. Vă scot ceva o mașină să aveți să plecați? Bă, da chiar, că nu mai am mașini. Obișnuiam să am o mașină șmecheră cu cauciucuri de căruță, care aluneca foarte bine, dar nu o mai am! Ar trebui să vorbesc cu ownerul serverului să-mi o dea înapoi, că bă, îmi plăcea maxim mașina aia cum arăta. Cu logo-ul meu pe ea și cu roșu. Ia stai așa.
Să vedem ce mașină scoate asta. Ceva pe măsură, așa. Oh, vai, o să scoată acum mare, mare maiba. Unde e? N-a scos nimic. Ceva pe măsură și n-a scos nimic. Tu o vezi? Hai, iute că a apărut. Eu o văd. Oh, iute. Oh. A, păi, stai că mă schimb imediat. Eu nu pot, stai așa că are consola centrală prea mare. Stai așa că mă urcă, frate. Așa, perfect, așa, cu rolls-ul, frate, păi. Hai, mersi, salut. N-ai pentru ce salut. Bă, are o culoare așa ca... Bă, e rapidă. Mamă, și cum se controlează, Iisuse. Se controlează atât de bine, uite cum se apleacă. A, Doamne, copacul, așa. Asta se controlează de 10 ori mai bine decât ce aveam eu înainte. Da, da, culoarea cam lasă de dorit. Deci culoarea asta arată ca culoarea pe care o are apa, pe care o ai la finalul orei de desen în căpăcelul ăla unde în moi pensonul. Deci să-mi bat piciorul de nu. Uite-te la culoarea asta și zim că nu e așa. Pink, este așa, într-adevăr. Păi lasă un like atunci. Oh my! El era pe contrasens. Ok? Era pe contrasens, ați fost martor și acum fuge! Ok, și ce? Mai bine să fugă decât să intru într-o altercație. Ok. Auzi, ar putea să fie de fapt aurie culoarea, dar să nu-mi dau seama pentru că este întuneric. Și ce? Voi pune capăt acestui minunat episod aici pentru data viitoare, bă! Deci nu știu cum fac rost de un Mustang de poliție. Deci eu îl fur pe ăla și fug cu el, iar dacă mă prind, o să merite timpul în închisoare.